Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 154 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet diferit, iar acel pachet va ajunge undeva pe zidul de cărți din spatele meu. Fiecare pachet de cărți de joc pe care vedeți pe zid a fost decis chiar de către voi unde va ajunge. Dacă vrei să fii tu următorul care decide asta, lasă un comentariu cu rândul și coloana de pe zid. Singurul lucru important este ca acel loc să nu fie ocupat, așa că mare atenție! Astăzi vă prezint pachetul Aselion Silence. Haideți să deschidem cutia, să-l descoperim împreună. Și uite, așa continuăm seria cu cărțile de joc primite. Aselion, mulțumesc Ro, mulțumesc Mișa pentru acest pachet, sunt extrem de curios să-l deschid. Cutia deja mi se pare extrem de interesantă, doar am dat sigiliul jos. Dar uitați-vă ce avem aici, o protecție, se simte foarte mișto la atingerea această cutie pe exterior. Și această bucată de jos. Este exact designul de la pachet, dar format pe exterior ca o carcasă. O să pun întâi aceste două jumătăți deoparte. Iar acum ne focusăm pe cutia mică, Aselion. Avem aici o fată cu o mască pe centru și sunt ceva tăieturi prin interior. Sunt decupate câteva părticile de pe aici, doar negru și cu alb. Pare un pachet care duce spre zona de tarot. Cel puțin când mă uit așa pe lateral, văd aceste simboluri pe stânga și pe dreapta. Și pe spate același lucru, o steluță în centru care sclipește și multe, multe florișuri de-a lungul designului. Îmi place foarte mult feeling-ul cutiei, este unul foarte mat și pe unde vedeți cu argintiu într-unele zone reflectă acea culoare argintie. Sub cutie, Dongguan Wangling Playing Cards Company Limited Edition, copyright Aselion. Și hai de scoatem cărțile de joc. Uai, nu cred, ce tare! Deci tipa asta, îi se văd ochii și îi se pune masca. Ce tare e! Și avem cărțile pe lateral, le scoatem și pe spate așa, ok. Superb arată. Și pe interior cutia se vede super mișto și uitați-vă cum este decupată. Foarte interesantă cutia deja. Nici nu am ajuns la cărți și deja experiența acestui pachet este una genială. Avem WGPC aici și pe colțuri acele simboluri și pe spate este tipa care stă timid așa cu mâinile, amândouă, și cărțile de joc pe care le poți scoate pe lateral. Super tare cutia. Înainte de a ne uita la cărți, uitați-vă un pic câte bucăți avem. Avem partea asta, avem exteriorul și mai avem și cele două cutii. Deci uitați-vă câte ambalaje sunt doar de la un singur pachet de cărți de joc. Ce tare! Iar acum să ne uităm la cărți, avem primul Joker, se simte extrem de alunecos pachetul și pare să nu fie complet alb, cel puțin hârtia pe care este printată, pare una un pic mai spre crem, spre culoarea pielii. Avem Joker scris pe ambele colțuri și în mijloc, nu dau seama, sunt multe țepușe cu niște cranii pe aici pe centru. Black Joker, hai să vedem pe celălalt. Mă așteptam să mai fie un Joker dacă acesta este Black Joker, o fi ultimul? Da. Red Joker, dar tot negru e, țapă. Ok, o să punem Jokerul acesta dedesubt și îmi place feelingul la pachet, este unul unic, din nou un alt feeling nou pentru mine. Avem asul de inimă neagră, interesante și modificate indexul și pipurile și cum curge din pip câteva punctulețe care pleacă de acolo. Arată un pic ciudat și sinistru, pipul de neagră este răsturnat, are codița în sus, dar imaginea din centru este cu fața spre mine. Sunt cumva inversate. Interesant eror la feeling cărțile, uitați-vă cum curg din ele și pe aici pe centru, super interesant cum l-au făcut, niciun pachet nu are chestia asta, wow, avem juvetele de inimă neagră, super interesante desenele și cum sunt așa mari pe picture carduri, avem asul de inimă roșie, pare făcut așa de un grup secret. Avem cărțile din roșie tot la fel care curg. Îmi plac prea mult picture cardurile, cum pleacă din tavan aceste sfori, aceste ațe. Cu chainsaw pe a sârmă ghimpată, nu ațe. Avem și iepuraș, să mai fie și drăguț. Pe dame am văzut că sunt acele crucifixuri, acele cruci. După avem treflele, super interesantă și forma la trefle. Îmi place și fontul de la Index, cum vine grupat, asul de treflă, păpușa Chucky cu mască peste față, avem păpuși, iar crucifix,
și la juvet întotdeauna ceva care pică din cer cu, sau din tavan cu această sărmă ghimpată. Juveți îmi plac cea mai mult de la aceste cărți, de la picture carduri. Și avem cărțile de rom care sunt ultimele. Au venit în altă ordine cărțile față de niște cărți standard și jocării pe care am... ne uităm acum la spatele cărților. O să pun jocării deoparte. Dar înainte să ne uităm pe spate, facem un evantai să vedem cum se mișcă. Se mișcă de nota 8.50 la evantaie, n-alunecă perfect, dar probabil nu sunt obișnuit cu acest material, care este un pic mai fin. Mă duce un pic spre pachetul Aladdin 1001 cu smooth finish, dar nu e acolo. Duce spre el, dar nu e acel feeling. Haideți să le vedem și pe spate. Un design extrem de negru, îmi place foarte mult cerneală neagră și merge foarte bine cu acest contur care nu este alb, v-am zis că seamănă un pic mai spre crem. Avem pe fiecare col simbol, avem luni, semiluni, multe steluțe, liniuțe, simbolul acesta pe mijloc cu steluța. Deci nu este un design simetric, este... Vă puteți da seama ce carte este întoarsă uitându-vă la steaua din mijloc, dar nu se observă. Wow, dar ce puternic se vede când mergi prin ele. Hai să vedem și la un evantai, dacă tot. Este absolut superb, îmi plac aceste colțuri rotunjite la cărți, la design. Să mai facem încă o dată. Merge mai bine pe spate, parcă. Să vedem și la evantaie cu o mână. Mi-a scăpat mie un pic. E interesant feeling-ul și când am făcut aceste evantaie. Sunt frumoase cărțile. Mie unul îmi plac. Haideți să vedem și la evantaiul dublu. Wow! Am venit un pic ciudat și mi-a fost frică să nu-l scap. Nu l-am făcut eu prea simetric, dar se vede bine evantaiul dublu. Îl alunecă foarte bine și îmi place foarte mult acest negru, multă vopsea. Categoric îmi vine să-l pup. Cărțile de joc sunt extrem de fine pe margini, nu mă zgârie absolut deloc, ceea ce înseamnă că sunt foarte plăcute pentru dribble. Au un control foarte bun pe dribble, îmi place că sunt, au așa o greutate cărțile pe ele și pică foarte frumos din mână. Să vedem și la springuri. Sunt un pic cam rigide pentru springul, dar mai fac încă o dată ca să-mi fac o idee mai bună. O să dau pentru dribble nota 8.50, iar pentru springul nota 8. Să vedem și cum sare o carte. Extrem de bine și controlat. Îmi place spinul, tot nota 8.50. Și ultimul test, vreau să văd cum merge la cardistry. Un control extrem de bun pe cărți și îmi place foarte mult designul pe spate, cum se vede. Atunci când am mai multe bucăți. Îmi plac cum se văd aceste linii de aici și cu cercul din mijloc. Acelion, categoric, este un pachet pe care îl recomand. Stați un pic să bag în cutii. Sper să mai știu. Asta este prima. Acum intră în a doua cutie. Da, ce îmi place masca asta, cum vine aici. Absolut genială. Asta vine deasupra. Și de sub. Acelion, cu siguranță recomand. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Andrei, Andrei9523, pe rândul 15, coloana 24. Haideți cu el pe zid. Începem de jos, că e mai ușor. Avem rândul 15, coloana 25, coloana 24. Știu că nu o să încap așa, așa că o să-i dau jos acest contur, pentru că nu vreau să stric. Și o să punem doar pachetul. Iar cutia aceasta o să o păstrez separat. Și când vreau să mă iau la pachet, o să pun eu atunci. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajung următorul pachet de cărți de joc pe zid și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine și până atunci, ca de obicei, vă urez să aveți o seară de colecție. Pa, pa!